2300 de kilograme de peturi au fost adunate în ultimele 6 luni de pe Valea Mureșului Superior. În bucăți vorbim aici de aproximativ 34.500 de sticle de plastic. Ecologiștii cei harnici au fost elevii școlilor din Stânceni, Lunca Bradului, Răstolița și Bistra Mureșului. Copiii au participat astfel la o acțiune de curățare inițiată de Asociația Parcului Natural de Fileul Mureșului Superior, din cadrul ocolului silvic de regim Gheorgheni, care are în concesiune această rezervație naturală. Proiectul se intitulează Milioane de peturi și a urmărit colectarea sticlelor de plastic și a pungilor de pe teritoriul parcului natural. Munca a fost făcută de elevi în perioada 15 noiembrie 2011 până la finele lunii mai 2012. Și anul trecut, prin octombrie, cum stăteam pe lângă Mureș și am văzut că coboară peturi, milioane de peturi, coboare, am gândit, hai să facem un concurs la școli, să strângem peturile. Am vorbit cu o firmă din Reghin, de fapt firma respectivă a strâns, copiii au colectat peturile și firma a venit și a luat peturile. Nu a dat mult la școli, numai 50 de bani pe kilogram de peturi, dar și banii aia au rămas la școală, plus i-am anunțat concursul că cine strânge cea mai mare cantitate, aia rămâne la școală și o să fie premiat. După muncă a venit și răsplata. Școala din Răstolița, care a colectat cea mai mare cantitate de peturi, s-a ales cu un laptop. Noi am primit astăzi un laptop. De ce? Pentru că am strâns 800 și ceva de peturi, de kilograme de peturi. De unde le-ați adunat? De la noi, din comuna noastră, din Răstolița. A fost greu să le adunați? Nu prea. Dar de ce le-ați adunat? Pentru a curăța comuna. Pot să spun că ei s-au așteptat la chestia asta pentru că au fost foarte, foarte silitori. Noi tot timpul, în fiecare an, avem de 2 ori pe an o ecologizare a râului Mureș și a comunii Răstolița. Tot timpul am făcut parteneriat cu primăria și făceam ecologizare, iar copiii știau că la noi în comună, mai ales pe malul Mureșului, sunt o grămadă de peturi și au fost foarte harnici. Tot ce ține de un pic de stimulet vine din partea la alte persoane, tot timpul ei sunt foarte săritori la chestia asta. Bucurie și la unitatea din Bistra Mureșului, unde cei care au predat cele mai multe deșeuri raportate la numărul de elevi au primit un e-book. Prin astfel de acțiuni, ei învață într-adevăr ceva practic. Adunând aceste peturi, au învățat că este bine să protejăm natura, că nu mai trebuie să aruncăm, deși se poate că a fost doar o picătură într-un ocean, pentru că lumea, populația în general, încă nu este educată în acest sens. Reprezentanții Asociației Parcului Natural de Fileul Mureșului Superior din cadrul ocolului silvic Gheorgheni sunt hotărâți să reia acțiunea de igienizare și la toamnă, iar ca parteneri îi vor alege tot pe cei mici. Astfel speră să contribuie și la educația lor în spiritul ecologiei.